Bun găsit! Vom plăti în continuare 30 de lei pentru un metru cub de gaz, chiar dacă furnizorul îl cumpără de la ruși mai ieftin din 1 octombrie, datorită inversării formulei de calcul a prețului de achiziție. ANRE reprecizează că această modificare nu are un efect similar și imediat în tariful pentru consumatorii finali, care are la bază prețul mediu anual pe care îl achită furnizorul. În tariful aprobat de ANRE deja sunt incluse prețurile de import prognozate pentru trimestrul 4, precum și o parte din devierile tarifare negative acumulate în perioadele precedente. Din 1 octombrie, consumatorii plătesc 29 de lei și 27 de bani pentru un metru cub de gaz, cu 6 lei mai mult decât luna precedentă. Prețul va fi păstrat cel puțin până la sfârșitul anului. Agenția va face ajustări doar dacă se vor înregistra fluctuații la bursa internațională. Și directorul Moldova Gaz anunță că tariful pentru consumatori nu poate fi micșorat din două motive obiective. Potrivit lui Ceban, ANRE a calculat noul tarif de aproape 30 de lei, reieșind din prețul mediu de achiziție de 927 de dolari sau cu 147 de dolari mai puțin decât în octombrie. Luna viitoare, diferența va fi de 97 de dolari. Vadim Ceban mai precizează că ANRE a inclus în tarif și devieri de 1,8 miliarde de lei acumulați în primele 9 luni ale anului. Luna aceasta, Moldova Gaz achită 1.074 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaz, față de 1883 de dolari cât era în septembrie.